venit și bine ați venit la un nou joc, bineînțeles, pe canal. Salut, Dadule! Salut! Și multiplayer? Păi, dar ce vorbim aici? Seven Days to Die, bineînțeles, și pentru mine o revenire la jocul ăsta. L-am încercat acum vreo 5 ani, cam așa ceva, pe vremea când, nu când avea el grafică, ci pe vremea când vedeam eu mai 2D un pic așa. Acum 5 ani nici nu foloseam YouTube-ul, sincer. Se vede gorgeous, the gorgeous. Eu sunt uimit de cum se vede cu ăsta toate pe maxim, pentru că știam că nu se vede foarte bine, dar el nu era optimizat pentru placa mea pe care o aveam atunci. N-ai lag nimic, nu? Nu ți se întrerupe nimic? No, nu, wow. Nu există. Merge în totul ultra 4K pe ultra wide și nu are stres. Mi-am luat necesarele, am și $10 la mine. Ok, itemele de crafta mi-am lăsat în mare parte din ele în cufăr. La fel și eu. Am o pălărie care mă ajută să am rezistență când e cald afară, dar cred că nu e vorba de zona asta. Și în rest am cele necesare. Am bâta pe care o ai și tu, da, nu? Okay. Exactamente. Bâtă, arc. Am o bâtă cu piatra scuțită în față. Este așa, da. Pe am și eu. E și menozeală. Stone spear văd că l-ai în mână, arc și stone axe. Ok. Săgeți ai? Trebuie să mai facem săgeți. Iar mai, mai am câteva, dar nu mai am atât de multe pentru că o să-mi trebuiască niște resurse să le fac, dar nu-i problema. Bă, dar chiar cu bandajul, noi încă nu putem să folosim bandajul. Ne trebuie. You cannot use that at this time. Cred că trebuie să trecem peste anumite misiuni și în momentul de față, fraților, noi am făcut cam multe misiuni. Practic ne duce prin tutorial. Acum avem unul în care te duce la magazin. Oare nu putem să cumpărăm de la magazin învățăturile? Știu că pentru fiecare, adică am înțeles că pentru fiecare trebuie să avem învățături. De exemplu, eu am un wrench ok din asta de desfăcut și nu pot să folosesc pentru că nu am învățat abilitatea, din câte... Sau pot, ia să vedem. Spending skill points, da, înțeleg ce zici. Ba nu, pot să folosesc. Pot să folosesc. Dar sunt multe pe care nu le putem crafta, de exemplu. Nu pot să o repar. Oh! Tu ai la... level 1. Points available, 4. Stai un pic, am aici points available. Cum te descurci cu scările? Mi-e atât de frică când cobor să nu pic. Și mie mi-e frică. Mi-e și frică tot timpul, mă uit. Puncte, la fel. Fraților, am găsit. Și am 4, pe ce punem? Nu știu, stai puțin să vedem. Am găsit turnul ăsta și este la intrare în oraș. Avem în stânga aici un oraș în care nu prea ne avântăm noi de fel, dar sunt resurse pe acolo. Măi, aș vrea să... Durabilitate. Combat perks, the brawler. Fii atent, fii atent, ăsta este. Punem fiecare pe câte ceva. Use your fist to stun, knockdown. No, the huntsman. The huntsman, especially in hunting your prey and harvesting more meat, bone and leather. Fama. Pain tolerance, cred că asta. Especially in shrugging off blows, fighting through pain and staying in the fight when others acolo will be down for the count. Unlock. Cât îmi trebuie la asta? O, nu. Nu știu dacă să-mi pun la fel sau să-mi pun pe altceva. Eu aici mi-am pus. Trebuie. Și la cardio ca să nu mai obosești atât de repede, să ai stamina. Știi că scade mai încet stamina. Da. E foarte, foarte bună treaba. Ți-ai pus pe toate pe... Da. Pe intolerance? Nu, doar unul te lasă. Cealaltă sunt blocate din cauza levelului. Pe ultima, unde ești tu acum, pe ultima, avem cărticica aia care ne arată că nu prea putem să facem nimic, că nu știm. Dar unde ai găsit aia cu... Aha, la fortitude, asta este. Cardio. Ai băgat pe cardio, da? Stai puțin. Mamă, avem un jurnal, îmi dă tot timpul notificări că nu mă interesează. Mă uitam că... Nu știu cum găsim cărțile astea, unde le găsim. Reading books will unlock asta permanent perks. Asta nu știu nici eu. Asta nu știu nici eu. Dar vedem noi pe parcurs. Dacă găsim cărți. Ok, o să-mi pun și-o de pe vedem noi pe parcurs. Never mind. Stai așa, pune-ți parcurile cu așa ca să plecăm. Să o luăm din loc, că după aia vine noaptea și am venit-o și fraților, suntem cam în a cincea zi, nu? Undeva pe aici? Deci în asol, suntem pe nașperie maximă. Lock picking, Lucky Looter, ok. Healing factor. Ah, da, mă, fast metabolism. Asta vroiam de mult timp. Metabolism și eu mai rapid cu alea așa. Gata, bă, da? Sunt pregătit. Stai că mai am unul. Pe ce ți-ai pus ultimul? Două secunde, mă uit imediat. Deci mi-a pus pe Iron Gut. Nu, pe Healing Factor, pe Cardio. Ok? Da. Pe Pain Tolerance, pe care ai pus și tu. Și mi-am pus pe primul acolo pe ochișor, pe atribuții, mi-am pus pe Lucky Looter. Să am noroc să găsesc chestii mai valoroase. Aha, aha. Și îmi crește, uite, îmi crește deal 200% headshot damage. A, și am 5% șansă să găsesc mai multe explozibile, arme și așa mai departe. Din astea rare.
Ok, hai să mergem. Avem la 500 de metri în partea asta. Îi dăm bice? Da, da, acolo am și eu. Mi-e puțin frică cu cheia pe care o am în mână, pentru că e destul de rară și noi nu putem să o craftăm, nici măcar să o repară momentan. Mi-e să nu o pierd. Da. Dar dacă vezi, păi țină, nu o folosi, țină. Da, mi-e să nu mă omoare și să las acolo pachetul ăsta de asta mi. Ala-i? Băgăm un DHL rapid să-l... Trebuie să mai facem niște cufere în care să ne punem... Claros. Încă ceva. Ouă, dacă găsești cuiburi, ia-le, lutează-le, ne trebuie spenele, dar un ou face cât 1% viață. Vezi că avem aici câțiva, un pe stânga. Câțiva băieți. Să-i dai decât în cap. Dacă îi dai în cap, l-ai liniște pe viață. M-am jucat puțin aseară cu săgețile, câteva minute, dar... Am văzut că se încarcă cât de tare să dea și... Eu m-am apucat să mă bat corp la corp cu arcul și cu asta trebuie să dau la distanță. Da, trebuie distanță. Întrebare, dacă intrăm în apă, murim? Sincer... Eu am consumat ceva content, dar nu mai știu. Sunt ud, 52%. Da, uite, e un pod în partea. Ce frumos arată apa, oh my god! Da, valurile și... Nu vrei să o luăm pe pod, totuși? Nu, am intrat în apa, infectată! Bro, dacă de mișto se vede. Ce cred că poți face aici? Stai! Ai cumva vreun jar de apă? Ai putea să iei apă din asta infectată și să o bei în caz că ai nevoie, că e bună, adică... Iei câțiva virus, dar parcă ți-e și bine. Da, știu ce zici. Dacă ai la... Uite, am găsit eu unul. Ia să vedem dacă funcționează, sunt foarte curios. Ți-l dau ție. Pe asta infectată ți-l dau ție. Bă, nu am. Jar de apă nu am. Am găsit, ia să vedem. Opa, asta cam întunecat. Nu cred așa ceva, nu se poate. You are wet, ok. Nu-mi spune din aceste. A, gata, mi l-a umplut. A, mi l-a umplut. Tu știi ce am făcut? Nu cred. L-am umplut și pe urmă l-am și băut din greșeală, am dat click și l-am și băut. Cu click-ul? Da, dar mi-l umpluse ca idee. Păi e bine că nu mai ai nevoie de nimic acum. Nu mai am nevoie nici de viață acum, pare că mi-a scăzut viața. Am mai observat ceva, în stânga eu sunt obosit la și nu mai îmi crește odihna din cauza că am nevoie de mâncare și de apă. Pot să-ți dau eu amo, am găsit acum ou dacă ai nevoie. Nu, că am și eu, am. Uite, iau și niște, și niște carne de pui, ia vin cu. Stai un pic să mănânc eu ouă. N-am bă ouă! Lasă că o să caut un nou. Lasă că caut un nou pe aici. Și ai văzut că dacă ai semnea scăzută, e mai greu să dai cu arma, să dai hit-uri. Trebuie să aștepți. O, vine ceață. Da, dole în față, avem maxim ceață. Vine imediat. Băi, asta nu știu. E o asta. Dar fie că acum cred că ar trebui să ținem minte unde e magazinul, că pe urmă putem să venim oricând vrem noi, cred. Odată ce suntem acolo, putem să-i dăm un ăla. Da, să-i punem un... A, nu mă, am ținut minte. Dar putem să ne salvăm pin. Parcă doar nu? Doar unul. Waypoints, nu putem salva mai multe? Că avem o listă în stânga, văd, dacă apeși pe M. Nu știu, ia încercăm. Și share... Safe waypoint, da, putem să le salvăm mai multe. În listă și pe unul decât dăm click unde vrem să mergem. Ia, dacă apeși pe M. Da, arată undeva dacă ești infectat, pentru că eu în stânga am... Tu n-ai două iconițe portocalii? Una cu mâncare și una cu apă? Am una cu mâncare, una cu umbrelă și una cu o hăinuță, cred că mi-e frig sau ceva. Aha, și-o la fel. Dar scrie pe ecran, you are infected și îți apare ceva cu verde parcă. Atunci n-am, it's fine. Hai să ne găsim că am câțiva pe aici și să nu ne pierdem. Ok. Cât mai ai până la punct? Eu mai am 145. 110. Ok, și mai în față. Okay. Deci n-are rost să te aștept. Te aștept pe dealul din față, o să dai de mine aici. Eu am ajuns la magazin, mai am 80 de metri. Okay. Vezi că e un porc mistreț. Te aștept. Mă vezi pe undeva? Da, l-am văzut. Problema e că nu o să ne trebuie să porcul ăla mistreț. Păi da, ne trebuie porcul ăla mistreț, ca să facem noi niște papa. E și un cerb aici. Unde? Și patru zombii. L-am văzut, pitește-te. Control. Bă, vine spre mine. Man, cerbul vine cu 4 oi, uite-te și tu, 5. Da, și eu sunt în dreapta lui cum ar veni. Nu e, bă, ce ai, mă duc gata, la portul... Te-am văzut. Mă duc la portul, porcul mistreț, man. E aici, porcul mistreț, în fața... Da, știu. Ua, ce țapă mi-am luat. Am crezut că ești tu ăsta și era o zâmbaloaică. Se pare că porcul mistreț este ori zombie. Dă-i în el, mor! Nu! Motherfucker! Tu-s gura! Op! Dă-i mă! Dă-i mă în el, tu-i gura mamii lui!
Mi s-a stricat asta cu aia. Bă, dar mi se strică, nu mai am astea, mă. Da, da, fugi. Nu mai am viață, din stamina. Oooo, vin ăștia, căcat. Da, te-am dat cu arcul. Vin, steapăr. Una, dacă nu te mă face... I-am dat-o? Tu... Bravo. Vezi că e unul în spate, Nu, hai să ne adăpostim puțin. Că nu mai am viață. Am luat niște carne, niște astea. Poate luăm de la asta niște bandaje, ceva, nu știu. Se închizi ușa după când închizi. Păi putem să mai căutăm pe aici, pe la ea. A, intrat înăuntru? Da, am găsit nicovală și niște cărbune. Aaa, firașa lui dracu. Avem și niște paturi pe aici. Ai reușit să intri? Da. Ai închis, da? Okay. Man, lasă-mă un pic să mă odihnesc. Pune un foc neapărat, my dude, pentru că... Am găsit gunpowder. Da, prea de vreme să vorbim de gunpowder. Bă, băiatule, bă, dar n-am luat nimic să facem și noi un foc. Mama, ceva, ce dracu. Uite, dacă ai bani, putem să luăm din tonomat. Dar nu avem decât 10 noi. Uite, berea îți dă viață. Dar avem bere acasă de-abia. Ma. Bă, da, ăia bat pe acolo. Am Câte luat viață oase, ai? Câte viață ai? Un leather. 57. Aici bine, o să mănânc eu o mâncare de asta de câini. Că vă cam dă 5% viață. Dar putem să mâncăm și crudă, doar că o să primim ceva nasol. Oale de cât doi la viață ne dau. A, păi uite, ne ia din health minus 1. Da, dar măcar îți dă, îți dă niște viață. Și ouă la fel. Păi ce dacă ți-a... O, da, sunt bune, dar carnea crudă nu prea... Am băgat mâncare de pisici. Gata, am și... Da, cred că e cea mai bună. Am 12%. Păi, hai să lutăm un pic, mă. Eu cred că eu dacă am lutat pe aici. Uite, în partea asta n-am lutat, aici, în stânga. Nu spune că te bați cu ceva. Nu, 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 e una disperată pe afară. Meds, drugs, uite, întreabă domnișoara. Yes. Toc. Bă, sper să nu intre aia. May I see your inventory? Chepoasa. Do you have any jobs? Chepoasa. Ne dă misiunea asta. Do you have any jobs? Never mind, ok. Ok, hai să vedem ce are. Mamă, dar ne cere doar bănuți, noi nu avem bănuți atât de mulți. Dar ne dă de toate, chiar are de toate. Gata, am făcut quest-ul. Ok. Nu putem să luăm nimica de la ea, nu? A, uite, putem să luăm painkiller. Mamă, $240 un painkiller. Ok. 45 un first aid. Ma, de unde atâția bani? It's too bad I couldn't help you. Bună, bun, niște apă. Well, maybe next time. Trade. Vrei să-ți dau nimic? Da, mă, da, nu putem, nu suntem în situația în care să-i aducem ăstea zombalăi acum, mă. Uite, putem să-i vindem din inventar. Ne dă, uite, îmi da, dă 4... Da, ce? Îmi dă $4 pe 5 bucăți de carne. Da, mă, dar ce faci cu banii? Că avem bani. Păi îi scumpi de la ea. Medicamente și tot ce trebuie. Păi are medicamente, doamna? Da, vino să vezi, vine aici. Dai pe ea pe inventar, pe trade jos. Și în stânga, aici are de vânzare și ai pe categorii. Și dacă te duci pe medicine... Bro, mâncarea atât de fucking scumpă, mă costă 60 de ceva, ești nebun. Da, am văzut. Dă-i să vezi pe 3 ce are. Și poți să vinzi chestii din inventar. Păi stai, da. unde poți să văd ce are? Dau pe ea, îmi zice medicine, inventory, do you have any job și never mind. Nu, nu, duci mouse-ul în jos pe trade, pe magazin și dai drumul la ei. Are you leaving so soon? I was hoping we could hang out. Deci, ți-a apăsat pe ea când zice, da? Dar ți-a apăsat pe ea. Ți-a apăsat, am da. Înțeles. Gata. Tragi în jos și dai drumul da, la ei. Da, da, gata, gata, gata. Okay. Gotcha. Painkiller, 240, mamă. Yep. Bun, păi și cum? Stai așa, secret. Și ca să vinzi, dai click pe item în inventarul tău și dai pe sell acolo în dreapta și o să-ți arate un preț undeva în dreapta sus. Am înțeles. Mă, de unde se aude, mă, e una pe aici, dar nu știu. Da, e aia care ne-a urmărit, era încă la intrare și încearcă să intre. Hei, am găsit o ușă. Vrei să-i salutăm? Animal fat, da, da. Poate mai păcălim niște bonuți. Da. Păi, eu am făcut așa un calcul rapid și nu putem să scoatem bani pe ce avem.
Da, nu, doar cu ce am avea acasă sau dacă mai facem ceva, dacă mai dropăm ceva interesant. Păi și banii, păi îmi dă monez, mă. Momentan e liber aici sus, e un turn de control. Uite, cu cheia mea putem să luăm fier de aici. Nu pot să-l dărâm. Corect. Nu pot las. Am niște bonuții, dar nu jonglez. Hopa! Hopa! Tu și-am luat eu cu mine? Am luat 213 chestii de aur. Wow. Și pot să le vând pe toate. De aici sus nu e nimic interesant, dar poți să vii să ne uităm. Deci, practic, vezi tot. Asta e ca o bază după care ne putem orienta. Poți să intri prin înăuntru, nu e nimeni. E safe. Ok. Painkillers Health 40. $240. Doamne, ce scump e totul. Exact. Mi se pare exagerat. Deci am ajuns într-un alt turn ca al nostru. Pe undeva, tot aici am curte, nu departe. Dar nu e nimic de lutat pe la asta. Sărăcie. Dar să cumpărăm cărți de la asta, n-ai văzut? Cărți nu, am văzut doar hârtie care ne ajută pentru upgrade-a. Coaie, un cuțit e 5200. Hai, las-o că... Se mai și exagerează. No, asta e pretențios, să-l las să vii cu bani. Da, nu stai așa pe frumoși. Nu ai fi crezut. Să știi că nu. Nu trebuie... Bun, pe aici ai intrat, da? Ai rezolvat-o. Da, m-am dus, nu știu cum să ajung înapoi la tine acum, că m-am încurcat. Gata, uite. Suntem unul lângă cealaltă. Da, de sus vezi totul, dacă vrei să ne orientăm cumva. Okay. Dar nu e nimic, wow. Nu, am luat pe aici. N-ai luat. Nu? Ah, ok. Uite, aici, la distilerie. Hai să luăm ceva lângă, că nu avem. Gunpowder și Baker, ok. Chemistry Station, poți să-ți faci chestii. Am luat Gunpowder. E vreo posibilitate să urcăm pe margine, pe perete? Da, pe aici. Tot pe aici. Aha, gata, am găsit și eu una. Ai urcat pe acolo? Da. Mamă, dar asta e o bună zonă să stăm aici, să știi. Că-i dită mai gardul și de metal. Ce-ar fi să ne instalăm aici peste noapte? Cred că am mai multă încredere în turnul nostru. Crezi că e mai ok turnul? Cred că aici intră prea ușor, cred că... Șaptea? Păi, în zonele astea de obicei, din ce am observat eu, ți spawnează direct prin depozite, prin locațiile ăștia părăsite. Ți spawnează și înăuntru, nu vin din afară. Așa, dacă construim, noi nu o să le dea spawn înăuntru, decât din afară vin spre noi. Dar aici o să-ți apară prin înăuntru, pe aici, prin curte. Asta e colea, nu? Ne-a prins surprindere. Da, tot dă ușa aia, nu s-a plictisit de atâta timp. Hai să o ademeni, stai puțin, hai să deschidem ușa, să o lăsăm să intre, să se ducă pe o parte și după aia o păcălim. Uite, mai e ceva aici jos, în tomber, n-ai căutat? Da. Ok, am găsit și... Uite, poate să spargă aici. Uite aici, lângă ei. Ai dat drumul la ceva? Da, poți să ieși, că nu e nimeni. Ok, era acolo într-o parte, dădea în peretele, da. Poți să ieși. Haide-le afară! Trebuie să facem rost de un grilaj. Hai să mergem unul drumul. Dude, trebuie neapărat în momentul ăsta să găsim ceva de painkiller sau ceva. O, te-a venit noaptea. Ba nu. Avem soare. Delea doar dacă lutăm prin oraș, dar e cam periculos puțin. Este, da. Vrei să mâncăm? Vrei să mâncăm? Eu am mâncat, nu mai am nici decât carne crudă, dar mi-e frică să mănânc carne crudă. Păi, ai nevoie de mâncare? Nu, tu ai nevoie de ceva, că am să-ți dau apă dacă vrei, am apă fiartă. Mă, nu înțeleg de ce vreau să apă, din moment ce eu am băut apă. Îți dau apă, cam. E fiartă. Da, hai, vin cu acea, hai să punem un pic la mâncare niște treburi. Nu vrei să mergem? Ok, bine. Păi, aș vrea să... Mi-e cam frică că se întâlnesc. Uite, ia apa de jos, te rog. Îi beau. Îți dă 20 de generare de stamină, parcă, și... Sățietate, nu știu. Hai că da. Cuibare de ou, poate găsim pe aici. Ia-le. Trebuie să vedem. Așa că trebuie niște piatră. E o casă aici. Unde? Aici, în... Urcă-te în vârf. Aha, păi un oraș întreg. Da, dar era o casă mai aproape, zic, în caz de ceva să fugim. Că baza noastră la 600 de metri. Hai la asta mare. Păi la asta, cu acoperișul spart, nu? Ce ciudat e când îi spar de lângă mine, că mă simt singur. Chiar dacă sunt cu tine pe Discord. Unde ești? Sunt jos,
Sunt jos, sunt jos, sunt jos. Am coborât la casă. Bun, și acum am văzut ce prin spatele ei. Doamne, dar poate găsim niște medicini. S-a făcut vremea dubioasă. Găsim medicine, suntem... Ar fi super. Ar fi super niște medicine. Bun, pe la un 8 seara, no. Dacă ne prind 8 seara pe aici, să cam plecăm, mă gândesc. Avem viață. Bă, dar nu înțeleg asta cu bandajul, deci un pic mă intrigă. Vezi că e un spike la ușă, nu intrăm pe aici. E spike, din spate, pe unde ești tu. Ok. Mamă, sunt spike-uri la ușă, nu putem. Trebuie să le distrugem. Să mergi pe control, eventual. Da, bună, bună. Vezi că e unul pe dreapta. Mă uit, mai e o intrare. A, ia se poate pe aici. Uite, cred că putem să intrăm pe geam. Nu putem. Nu, sunt spike-uri peste tot. Ne riscăm sau căutăm altă casă? Mai sunt case în față. Și eu cred că cam așa e pe peste tot. Hai să mai căutăm. Uite, aici putem să intrăm. A, așa aici, ok. Nu știu ce-o fi înăuntru, ai. Cred că o să vreau să ne riscăm totuși să distrugem o intrare. O să caut o mașină asta. Ești pregătit? Ai sulița? Oh. Okay. Pentru? Bău! What the fuck? Mamă, ce m-ai speriat! Băgamea-și... Băi, la picioarele mele, unul, mă! Mamă, ce m-am speriat! Vai, vezi că am deschis ușa. Și eu la fel. Unde, tata? Unde e ușa? Casa din față, unde m-ai lăsat. În dreapta... Gata, asta. Închide ușa! Băi, închide ușa! Băi, închide ușa! Am spart-o, nu mai ușa. Man, nu mai ușe! Putem să fugim pe aici dacă se frică. Nu mai am stamina! Ai, de la alt dracu, mă, n-am ce să facă ăstuia. Wow! Te bascui la afară? Vin, vin. Stai un pic. Și eu am sunt pe arc. Pleacă, mă. Ui, gura, man. Mamă, nu mai am, nu mai am. Nu mai am. I-am dat-o, i-am dat-o. Mi-o dă, bă, mi-o dă. Stamina asta e nenorocită. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Gura măsii. Măsii. Bă, mi s-a întâmplat ceva când am dat-o. Și mi-a dat-o. Trebuie să facem cumva să avem stamina full. Dacă n-ai stamina, nu mai poți să dai din mâini. Asta e că trebuie să mâncăm un picuț și... asta cu stamina, nu știu, mi s-a întâmplat ceva după ce am trecut râul ăla. Ar trebui să-l trecem noi râul pe pod și nu prin apă. Da. Am impresia că e o problemă. Să-ți dai spawn la pat cel mai bine. Da, da. Și trebuie să recuperăm că avem cheia aia care ne ajută să farmăm metal foarte repede. Bă, ce mă enervează! Ce golaș ești, băiatul. Mersi, mersi. Ia berea la tine ca să-ți refaci HP-ul repede. O să iau și niște mâncare la mine de data asta. Cel mai greu mi se pare să cobor scările ăștia, nu știu, mie, am o emoție. Ar trebui să ne avântăm un picuț mai departe de data asta. Eu vreau să-mi recuperez alea, că n-am absolut nimic, nu am nici topor, nimic. A, tu mergi pe recuperation? Păi am cheia aia de care îmi pare rău. Că nu putem să craftăm momentan așa ceva și era o raritate, mi-a dat-o într-o cutie. Hai. Acolo la câine mi-a dat-o. Da, hai că vin și cu tine. Stai puțin să ne faci și noi niște topor, niște alea. Nu mai avem acolo înăuntru, nu? Nu, eu n-am avut făcute. Am avut decât resurse. Și înseamnă că eu le-am ținut. Hai că avem lumină. Eu le-am ținut pe toate, pe mine. Așa m-am gândit eu. It's fine. Dă cu pumnul. Trebuie să ne facem... Aia zic. Să ne facem câte un topor și să lăsăm acasă, că toporul se repară, dar dacă nu avem ce să reparăm... Da, ar fi fain să trecem și noi pe metal totuși. Așa, acum hai cu pietrele. Cu stamina. Asta este rețeta. Trebuie să facem pauze mai dese, cred, ca să ni se încarce. Și upgrade-uri. Bun, îmi trebuie piatră și niște iarbă. Și acum, axe. What? Stone 1 din 2 mai întâi. Ai găsit piatră deja? Wow. Da. Tu ești asta, wow. Ce ciudat e că ești golaș și cred că e în zombie. Trebuie să ne facem și haine din iarbă. Ne facem repede și ne ajută cât de cât. What the fuck, asta piatra nu e. Aha, e prea puternică piatra. Trebuie să dai mai mult. Ne facem și dân aia. Cred că gata? Gata. Da. Eu. Multe piatre pe aici pe drum.
Oricum, zona în care noi ne-am pus este excelentă, e foarte în siguranță. Comparativ cu astea ce le-am vizitat. Hainele cine trebuie? Uite, de cât iarbă? Hai să ne facem și hainele repede, că ne facem câteva secunde. Asta făceam acum. Ok. Mergi pe pălărie sau pe cagulă? Pălărie. Să știu cum mi le craftez, da. Deci... Ah, mi le-a pus, mă, deja. Ia stai un pic să vedem. Da, mi le-a pus. We are good chandos! Și aveam la un dat, ce sărea ăla, bă. Găsisem niște cizme, niște cizme din alea de cauciuc și cu metal pe ele. Mai bune decât ăștia pe care le putem face noi acum, pe sărăcie. Da, da, îți mai excelent. Ne facem și soliță? Orice poți, man, orice poți, băgă tare. Să mergem pregătiți. Să luăm și al nostru înapoi. Cloutul îl faci destul de ușor din bumbac. Ok, eu sunt, m-am îmbrăcat, cred că îmi pune și în picioare, nu știu ce să pun. Ți-ai făcut și solița? Plant fiber shoes. Păi și nu merge să-i pun? Yeah. Where? Gata, am tot. Solița nu. Dar nu înțeleg de ce îl deranjează pe ăsta ploaia, dar mi se pare uimitor. Să se vedem ce îmi trebuie la soliță, că ai dreptate. Pot și plant fibers? Păi de ce nu pot să fac un primitiv bow? Ah, plant fibers, ok, ok. Ah, pot să fac și suliță, gata, am făcut-o. Nu e mai bună... Ah, dar e greu de găsit. Să facem și arc, să avem totuși la noi? Arco. Da, dar n-ai pene și... Na, asta e beleaua, știi? Okay. Stone spear, o să mergem pe stone avem spear. Avem cu ce să atacăm, avem. Suntem bine. Bun, le-am făcut. Mergem? Da. Hai, da. Ți-ai pus punct? Nu mi-am pus punct. Dar știu, în direcția asta. Presim ca pe unde e. Dar unde te duci? Încercam să te reperez. Uite aici. Ia să vedem cum mă reperez. E prea multă vegetație. Și tu ești golaș. Gata, nu te-am văzut. Te-am văzut. Eu n-am rezoluție mare, să iartă-mă. Eu te vedeam un puncticel pe hartă. Da, las eu, puncticelul. Și te-am văzut că te-ai mișcat puțin. El dot. Uite niște metal. Nu ne interesează, nu, da, acum? Da, da. Ce să facem cu metal acum? Avem acasă oricum, îmi pare. Să smeltim între... Avem un stack. Uite, iar obosez. Da, așa. Deci cum pun ceva pe mine, s-a terminat. Bă, casa asta e alta. Ia stai puțin, că mai găsi rămâna. Ție nu ți-e frig? Mi-e arată că mi-e frig. Ba da, ba da, ba da, și mi-e frig. Wow! Auzit fulgerul? Mm. A, da, trebuie să trecem podul, dar până să trecem podul, hai să vizităm un pic zona asta, te rog, că e... Acum am văzut că a fulgerat. Wow! Memă. Memă de memă. Văd că e o casă aici, nu vrei să ne băgăm în ea? Tu, puțin? Man, unde ești? Ah, aici, ok, ok. Că te aștept pe prispa ei. Că am văzut niște... Tu mă auzi pe Discord când zic, hai să intrăm în casă. Am văzut niște containere. Mă uitam la fulger. Vreau să-l prind shot, să văd cum se vede. Am găsit cafea care spune la stamina 20%, regenerare stamina. Și afară, și afară, și afară, și afară, că e unul acolo. Și te ajută să reziști la frig, cafeaua. Ok. Deci dacă ai nevoie și îngheți alea, în sfârșit ți-o arunc. A, durează 3 minute, durează. Te ține, deci doar în caz de urgență. E un prostălău aici. Și vrei să-i o dăm? Nu știu dacă m-aș încumeta. Cred că m-aș ține viața pentru ălălalt, ăla mai al dracu. La care o să trebuiască să mergem acum. Pare o casă de săraci asta. Mă duc un pic prin spate, mai caut un pic pe aici, pe acolo. A, uite, putem să vedem damage-ul la arme și ne putem da seama care dă mai bine. A, păi fii atent că dacă ne facem bâtă din asta de făcut data trecută, Wooden Club, are 14 mili damage și power attack are 27,6. De ce mai bună? Da, mult mai bună decât toporul. Hai să o luăm la stânga pe pod. Pe podișcă cu noi. Gata, am plecat. Vamonos. De ce era stație de autobuz, cred că? Cândva. A, vezi că e unul acolo în... Fugim sau dăm în el? Fugim, că n-are sens. Trebuie să ne mai oprim din timp când putem să... ni se refacă stamina. Cuibor de...
Cu ouă nu, nimic. Mamă, dar ce feeling de ăsta așa creepy. Mă, că te îndepărtezi de mine și deși te aud, mă ia puțin așa cu fiori. Auzi, dar parcă odată puteam să aruncăm și cu pietre, ia un pic. N-am încercat, sincer. Ha! Putem să aruncăm cu pietre! A, cu pietre din inventar. A, păi hai să luăm câteva pietre. Să dăm 35, uite, mi-a luat. Dau și într-o stâncă, iau câteva pietre și putem folosi de la distanță. Dar nu știu exact ce impact va avea. Știi că poți și cu sulița să faci același lucru, să arunci. Dă-mi și mie 5 pietre dacă ai la tine, să-mi fac și o suliță, să am totuși în caz de ceva. Aici. Ok. Mai trebuie un plant fiber, ok, de unde iau? Ai cumva în plus? De pe oriunde, ia de pe aici, pe jos. Gata, mi-a dat. Distruge-te. Perfect. Mă duc ușor, cu mare atenție. What? You are hot, find clothing or take shelter. Cum adică find clothing? Dacă sunt hot, nu ar trebui să mai am nevoie de haine. Exact ca parcă îți trebuie haine pentru căldură. Îți recomand pălăria. Pălăria ține vreo 3 sau 4 la căldură. Am descoperit de curând asta. Cred că am să aleg să rămân în curugol. Da, sau asta. E o variantă. Am la peleu. Am luat 2 plante să le punem acolo la noi în turn. Mergi cu mare atenție, mergi cu mare atenție. Gata, cu control. Ce aici? Boabe de porumb. Oh, se aude unul. Da? Ai tu apă, ok. Bun, eu am la semințe de porumb. Nu dau seama unde e. Uite ghiozdanele noastre. E în casă. Da, știu. E în casă. Okay. Mă tiptilesc și eu alea, că nu știu în exact avem cât unul de bine o văd ăștia. Eu am ochiul 60%. Asta e, ne apropiem. De unde mă vede, mă, mâncaia? Din dreapta. Nu știu, mă vede cu 58, 60. Wow. Da, nu știu, nici eu nu văd pe niciunul pe lângă. Oricum, acum rezistăm, avem 100%, trebuie să-l bătem pe rând. Să ne mai băgăm în casă, să ne dăm damage. Dar mi le iau așa, tiptil. Gata, am ajuns la backpack. S-a zis ceva. Aaa, și-al meu e colo. Gata, mă. Oh, îmi ții și mie spatele? Nu pot să mai am luat prea multe. Nu, stai, nu ți-l țin. Stai un pic. Nu e nimeni pe lângă. Lasă-mă un pic, stai așa. Lasă-mă să fac niște schimbări. Ok. Piatră și lemn, cred că poți să... Piatra și lemnul, aruncă-le, că de le-a luăm de lângă casă, că avem lângă bază acolo. Mă rog, lângă bază, lângă turnul de apă. Când e baza, nu. Vine să-mi sprie ghiozdan. Stai un pic să mai arunc din ele și o rezolv în câteva secunde. Nu durează mult. Yep. Am găsit Goldenrod Tea. Am găsit gata. Ceai. Ai nevoie de ceva, cam niște ceai și cafea care te ajută în anumite situații. No, I'm Gucci. Bun, ghiozdanul meu e acolo în față, între copac și mașină, și avem unul pe stânga de la de fuge ca nebunul, de la slăbănoc, și unul în dreapta care s-a îndepărtat. Deci doar în stânga mai avem unul. Fai de bun, ok. Hai, fugi, ușor. Nu sunt pe cu... Nu fug. Bun, gunpowder-ul. Oala. Cred că după asta trebuie să plecăm acasă. Da, unde ești? Dădeam un ocol pe aici. Vino puțin să-ți dau ceva. Ce să-mi dai, mă? Am văzut că... Stai că sunt în spatele tău. Dar nu pot să te ajung, că mergi în continuu. E unul aici, nu intra. Uite, îți arunc jos cadou. Că am văzut că tu te cam bascui de multe ori. Nu te-a plecat, mă, îi dau cadou și plec. Aici jos. WhatsApp. Sunt niște păi cizme. Păi ce să mai bag? Păi nu, pune-le pe tine, le pui pe tine, că te ajută. Cam sara ea care să tărăs pe tine de multe ori. Da, mă, dar mi-e cal cu astea. Mi-ai dat dita mai cizmele acum. Ce sexy e! Ai hanele de sărac pe tine și jos ești așa pe premium, pe lux. Hai, mergem, că avem jumătate de kilometru. Da, mergem, eu sunt gata. Da, bă, e ușor că se ia ăla după noi. Uite-mă. Că ai rămas înțepenit. Eu am pietre la mine. Mai căutăm pe niciun de nimic? Nu, păi nu mai am loc în inventar, am prea multe lucruri, trebuie să le mai las acasă un pic. Gata, mergem. Să-mi facem și cumva,
Nu știu, mă, îmi plăcea unde era aia acolo. Putem să-i dăm W. Pentru că putem să avem mai mult spațiu. Putem să-i dăm un sprint, da. Hai. Dacă vezi vreo cutie... Asta lui Gobicez! Vreo cutie stânga dreapta, nu știu să acasă. Și ne întâlnim în episodul următor. Atunci, multe salutări! Pa, pa! Pa!